ședința de astăzi, 9 iunie 2017, este legal constituită. Lipsesc domnului consilier Adăugăi Maia Andrei și domnul Vasile și doamna consilier Chiosac Elena. Este la o notare. Supun la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.05.2017. Cine este pentru? Se abține unanimitate de vot. Președintele ședinței aceasta este domnul consilier Gaiță Dumitru. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea ordinii a ședinței de astăzi. Bună ziua, domnul consilier local. Am avut ședința extraordinară de astăzi, am avut dispoziții 55 din 6-6, am avut una de zi 8 proiecte și m-am instrumentat de 2 proiecte. Dau cine proiecte, da? Un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2017, 2 proiecte de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 3.873 de metri pătrați situată din intragranul ajutor Bureanu Spuncuiul Ursului, strada profesor Igor Bureanu. 3 proiecte de hotărâre privind aprobarea participării în ajutor Bureanu la programul stimulare al Măirii Parcului Autonațional, programul RABLA, vederea achiziționării unui autoturism în acest program de către orașul Târgu. Am proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Centru Multifuncțional de Asistență Integrată Umuleș, cheltuielilor legate de proiect. 5 proiecte de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public a orașului. Acest proiect îl retrag de pe ordinea de zi pentru a discuta cu evaluatorul de comisie la ședință ordinară. 6 proiecte de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat. Deci proiectul 5 și 6 retras. 7 proiecte de hotărâre privind aprobarea programului zilele cetății din perioada 30 iunie 2017. 8 proiecte de hotărâre privind rezilierea unui contract de comodat auto cu Direcția de Asistență Socială. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate pentru, nota suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între orașul Târgu Neamț și Asociația Valea Ozlanei, în vederea organizării unor activități culturale de interes local. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat ce va fi încheiat între orașul Târgu Neamț, Complexul Muzeal și Fundația Ozlanei, în vederea organizării unor activități culturale. Și aici este vorba de evenimentul din modela sfârșitului iunic, dedicație locetății. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, abține, unanimitate pentru. Aș dori să vă urez la mulți ani, la un an de la ultimele alegeri, care ne-au dus în această formulă. Și ar fi trebuit să dăm o dare de seamă asta, da? Nu se mai poate așa zic, da? La ordinare. La ordinare. La ordinare. Da, mulți ani. Pentru, da, și să avem succes. Proiectul numărul 1 s-a discutat, proiectul numărul 2. Proiectul numărul 1 îl supune la vot direct. Cine este pentru? În unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pagării unui teren în suprafață de 13.173 metri pătrați, situat în intrabilan orașul întâlnirea în Ursului, strada profesor Grigoare Ungureanu. Comisia numărul 1. Să acopere la
Comisia 2? Aviz favorabil cu același amendament. Comisia 3? Aviz favorabil cu același amendament. 3 voturi pentru și abținere. Discuție? Atunci spune la vot. Spuneți pe pentru. Abține? Abține împotrivă? Nu,